Vineri, în jurul orei 13, Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizare meteo cod galben de caniculă pentru cele mai multe dintre județele țării. Avertizarea este valabilă de sâmbătă, 7 iulie și până marți, 10 iulie. Conform acestei atenționări, sâmbătă, duminică, luni și marți, valul de căldură va persista în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și în sud-vestul Transilvaniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi de 34-36 de grade și izolat vor depăși 37 de grade. De Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități, spun meteorologii. În aceste condiții, medicii reamintesc că este vitală respectarea unor recomandări de bază, cea mai importantă fiind evitarea expunerii prelungite la soare, în special între orele 11 și 18. Nu uitați că este de asemenea foarte important să consumați cel puțin 2 litri de lichide zilnic, fără a aștepta apariția senzației de sete. În schimb, consumul de alcool, cafea și băuturi carbogazoase ce conțin zahăr trebuie redus la zero, pentru că toate aceste produse favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. În zilele care urmează, evitați activitățile ce necesită un consum mare de energie, în special dacă este vorba despre activități în aer liber. O atenție deosebită trebuie să acorde proprii sănătăți, vârstnicii și persoanele cu boli cronice, acestora recomandându-li să nu iasă pe cât posibil din casă.